dimineața națiune. Băi, situația este la fel. Este închis tot, frate, tot. M-a trezit mai devreme, oricum mă trezise, mi-a văzut cineva în ușă de la, probabil, consiliu, ceva de pe aici, și mi-a spus să nu mă duc înapoi, pentru că drumul încă este închis, sunt două camioane blocate acolo. Mai să găsesc o soluție să mă duc să cobor cum ar veni de aici. Încă nu i-am sunat pe ăștia în firmă, mă gândesc că poate mă trimit totuși să descarc paleții ăștia. Ceea ce nu prea o să-mi convine, pentru că o să rămân gol, iar eu cumva tot trebuie să mă întorc în firmă, deci... Nu știu, frate, mie mi se pare o absurditate să moară măsa dacă mi se pare o absurditate. Mă uitam acum pe un grup de șoferi englezi și... Toată lumea este destul panicată, frate, că nu se poate traversa acest deal. Deci toate drumurile adiacente, bine, astea mici, vă dați seama că sunt niște, uitați-vă și voi cum sunt, niște dealuri, niște cătune de astea, și vă dați seama, sunt drumuri înguste, majoritatea sunt blocate de zăpadă. Văd că Maznap nu s-a mai pus zăpadă, doar că a bătut vânt, și încă bate vântul foarte tare, dar este foarte frig. Sunt minus 4 grade. Sunt minus 4 grade. Și probabil a și înghețat totul. Toate că văd că pe aici e destul de curat. Adică destul de curat. Pare așa... Zic, circulat și cam atât. Nu cred că e dat cu ceva, nu știu. În fine, o să văd ce fac. O să-i sun pe ăștia la 8 când încep programul, o să-i sun. Până atunci mai stau și un pic, mai fac și eu tabieturile de dimineață. Tabieturi pe dracu să mai am adus și m-am pișat la marginea camionului. Am nevoie la toaletă și chiar trebuie să mă duc aici, n-am unde, sunt în mijlocul unui câmp și mai e și circulație. Nu mai zic de spălat pe ochi și zice că nu am apă. Tot singurul cu care l-am, jumătate de litru de Pepsi. N-am apă, n-am nimic. Bine, aici greșesc și eu, pentru că toți șoferii pleacă cu ceva după ei, cu apă, cu mâncare, dar eu nu cred niciodată, am văzut mai prin Peco, mai pe dracu să mă ia. Și tocmai de-aia. Nu știu, o să cobor probabil înapoi și o să urmez, dacă e să mă duc spre firmă, o să urmez ruta pe care trebuia să urmez ieri inițial. Nu o să mai vin, nu o să mai mă întorc pe aceeași ruta, evident. Nu știu, o să văd, în fine. Oricum, m-am uitat chiar pe Google Maps, evident, tot ce e pe lângă M62 este cu roșu. Deci ori e blocat, ori se merge foarte ușor. Sper că o să închide și altceva. Este incredibilă situația, credeți-mă, chiar este incredibil. Pare hazlie așa, eu sunt de aha. Dar chiar e ciudată rău situația. Revin după ce încep programul. Băi, ne-am pus și noi în mișcare, mersi moșule. Am vorbit în firmă, mă duc totuși spre firmă, nu mă duc la descărcat. Se pare că mi-au găsit ei o rută și că A59 ar fi destul de ok, frate, de venit pe el. Încep să mă cam căiesc că nu am mers pe el de ieri. Deci încep să mă cam căiesc. Cred că sunt și ei conștienți, mi-au zis că sper să ai timp să ajungi chiar și pe acolo. Nu știu, sunt urcările alea de 12 și de 15%, nici mă gândesc dacă o fi zăpadă pe ele, cât de teroare e să urci. Mă, pe aici am început să facă și gheață, frate. Bă, eu trebuie să-mi găsesc o adresă de... ce pula mai acolo? Col? Nu mai știu cum se numește. Ca să mă duc înspre... De fapt, A56, parcă. A56, M65. Ia, stai, mă, vine cineva. Hai că pot să urc. Bă, hai mă să-l lăsăm pe ăla să urce. Haide, boss. Vino tu, că ești pe urcare. Și așa e frumos. Pe urcare îți dă prioritate. Don't worry. Don't worry, be happy. Be happy. It's Friday. You must go home. Home. Home alone. Home alone. Băi, vă las.
Trebuie să-mi caut o adresă, dar stai mai așa, că îmi pun eu acum direct aici, call. Clear route. Navigate. Adresă. Regent Street, la Morrison, acolo. Dacă mă duce până acolo, e bine. Boss, unde vii, boss? Unde vii, boss? Nu vezi că suntem pe coborâre, boss? Call. Call, 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 call. Haide, bă! Call me. Așa, mă, boss. Call me, se numește Regent Street, parcă. Regent. Regent Street, uite ăsta e. Regent Street BB9. Nu mă interesează crossroad cu orice stradă. Mă interesează doar să ajung pe M56 și după aia pe A56 și pe M65. Și după aia mă descurc eu. Bine că nu e zăpadă mare. Dacă mai era și zăpadă, era jale. Jale pe vale. Și uite, aici chiar e vale. Și chiar e jale. Haideți cu mine, dragii mei, într-o nouă aventură pe un cod. Nu știu ce dracu cod mai e ăsta. Vișiniu. În Scoția zic că e cod roșu până luni. E jale pe acolo. Bine, anumite părți, nu în toată Scoția. Băi, stăteam eu așa și mă gândeam și-o în mintea asta mea creață. Oare nu ar trebui, frate, să le dea de gândit ăsora cu variantele alternative pentru M62 când se închide? Pentru că și astă vară, acum un an, doi, când erau lucrările pe timp de noapte acolo sus, să moară măsa la fel, frate, pierdeai ori întregi ca să poți să treci și să treci în partea asta, dinspre Leeds, spre Manchester sau viceversa. Nu știu, ar trebui să le dea de gândit, frate, nu știu, să facă zi A58 la și A62 la, nu știu, mai mari sau eu știu, nu știu, să găsească niște soluții anume pe acolo. Ca să poți să devii, frate, că e un trafic infernal pe M62, vă dați seama, de la est la vest toate camioanele pe acolo trec. Nu mai zic de legăturile între Manchester și Leeds. Nu știu, probabil ar trebui să le dea de gândit, frate. Mi se pare puțin cam absurd așa, mai ales că sunt deja de aproape 3 ani aici și am văzut multe și închise și drumuri deschise și dragi și lași și mereu au fost soluții destul de bune, doar pe partea asta e mai nasol. Deci pe partea asta e mai nasol. Până și din Scoția când vii, dacă e A66 închis și există A69 care ăla foarte rar s-a închis. Pentru că ăla e mai bine împădurit, nu prea se pune zăpada așa rău pe el cum se pune pe A66. Oh. Mamă, ce aglomerație e, fraților. Fraților. Asta ce gât mă și s-a oprim aici. Să credem București? Boss, de ardește instant, boss. Evident, traficul de dimineață, oră de vârf în Manchester. De fapt, nu e Manchester, e Oldham. O suburbie. Tot dracul ai. Tot dracul ai. Băi, intrăm acum pe M65. Aici pare destul de bine, un frate. Eu cred că am făcut o mare prostie aseară când am venit pe aici. Vezi? M-am luat eu după intuiție, o intuiție proastă. Dacă veneam pe aici, aseară eram acasă, să dea drace. Bate vântul foarte tare, dar nu mă deranjează. Bine, momentan încă n-am ajuns pe A59, poate pe acolo va fi ceva zăpadă. Asta e că se poate și după banda asta. M65 Est. Poate pe acolo va fi zăpadă, dar din ce se vede pe dealurile alea, nu prea cred eu că e cine știe ce zăpadă așa mare.
Deci chiar nu cred eu că e zăpadă mare. Deci eu puteam să fiu acasă, iar dacă eram mai inspirat. Dacă eram eu mai inspirat. Fedalul Răzvan cu măciuca în cap. Ăla pe unde dracu' a fost? Nu m-a sunat ieri. Să întrebe, bă, șeful meu, ce ai făcut? Ai rămas înzăpezit, vin să te ajut. De unde? Mamă, dar ce bate vântul. Mamă, dar ce bate. Și am și o ușă de-aia care e desprinsă de aici, din Badama. Cred că e dată peste cap de vânt, de ceva. Și bineînțeles că suflă pe aici. Bine, nu mi-intră înăuntru, nu vă gândiți că mi-e fric sau nu știu ce, dar auziți ce fel face de la curent. Mai ales că vântul bate așa. Hai să vedem ce va fi și pe A59. Da, om, fraților, lumea, ruta asta a folosit-o. Evident, sunt o grămadă de camioane. Așa că urât rău virajul ăsta aici, pentru că e o insulă pe mijloc. Mulțumesc, moșule, moșule, cocoșule. Ești un... ești brilliant. Thank you very much. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Bă, știi ce, sunt sigur că vom vedea niște peisaje mișto. La asta sunt super sigur. Chiar îmi era dor de A59, n-am mai mers pe el de nu mai știu când. De nu mai știu când am mai mers pe el. Ziceam că o să merg eu într-o zi să mai... zi să mai filmez, dar doar dacă e pe timpul zile, pentru că na, evident nu aveai ce să vezi pe timpul zile și doar dacă plecam de la Leyland, de la Dr. Rutger de acolo, sau mai existau posibilitatea să am cursă direct de la garaj în partea asta, undeva spre Preston. Și atunci era foarte mișto. Băi, și prostă, uite ce lac e aici, eu nu știam. O fi lacul Titicaca? Dar chiar, cine știe unde e lacul Titicaca? Să-mi scrie în comentarii. În comentarii. Să-mi scrie în coment. Afară să se uite pe Google sau draci. Vedeți unde este lacul Titicaca? Titicaca Pichu. Băi, am ajuns în locul unde mi-am luat amendă cu camionul pentru viteză. Am avut 37 în loc de 30. Și de aici mi-am dat 100 de lire amendă și 3 puncte. Benverică, ai rămas cu ea, BMW-ul. Ai BMW-ul, BMW-ul, BMW-ul. La 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 la, dacă ești prostălău și n-ai cauciucuri de iarnă și dacă ai făcut gheață sub ea, nu mai ieși. La 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 la. Stai așa că iar dau în viteză pe aici, Doamne. Iar îmi vine vreo amendă. Da, fraților, acum 2 ani, nu? Da, cred că am 2 ani de când am punctele. Mai am încă un an și scap de ele. Acum 2 ani am luat, m-am prins cu 37, mi-a venit pac acasă, poză, bastard. N-am avut nicio șansă. N-aveam cum să mai fac cursul de reducere, pentru că îl făcusem câteva luni înainte. Asta e, suportăm 3 puncte de penalizare. Băi, ziceam eu că mă aștept să fie mai ok, dar uite că nu prea e ok. Aici e un drum foarte îngust, încă n-am ieșit în A59,
Are un drum foarte îngust. Ai de pula mea. Nu știu cum trecem noi pe aici, coai. Trebuie să mă dau cât mai pe zăpada asta. Sper să nu rămân pe aici. Hai, treceți, treceți, treceți. Mamă, mamă. Hi. Right, yeah, yeah, it's okay. You're all right back to Ripon. Yeah, it's clear. It's perfect. Deci e bine până în Ripon. Adică eu aș da seama că trebuie să ajung spre zona aia. Mamă, dar ce îmi bate. Asta cu ce mă tot cu porci. Mută ăștia porcii. Hai, boss, number one. Number one for service. Boss, stați acolo că trebuie să trec și eu. Mamă, sper să nu agăț crengile astea. Da. Mă sunase Ionuț că l-au trimis la Witness. Evident, trebuie să vină și el top aici, a apărut asta. La 59. Ca să poată să ajungă Witness, știți unde e? Lângă Liverpool. Evident, traseul lui era pe M62 și cum e închis, trebuie să urmeze pe aici, așa, este că nu prea știe că nu-l duce GPS-ul. I-am zis să urmeze A59, indicatoarele spre Skipton și după aia o să se reconfigureze traseul. Bă, am că e bine că e... Ia uite-l și pe ăsta. V8. Ce ai făcut, boss? Te-ai pierdut, te întorci? Băgați-i mâna în sân la o. Mamă, bine că nu e zăpadă aici, că nu mai urcam. Nu mai urcam, frate. Deci probabil o să ne vedem și cu domnul Ionuț pe drum. O să-i dăm un flash. Băi, nu vine să cred ce bine e pe aici, mă. Deci eu am fost ieri prostul zilei. Prostul zilei, frate, că n-am venit eu pe aici. Doamne, ce cretin. Cretinul cretinilor, din cretin. Din cretinimia, eu am fost. Of. Aventuri. Aventuri de iarnă. Aventuri de iarnă, fraților. Bă, cred că trebuia să mă opresc în parcarea asta să scutur și un pic ștergătorul ăla de gheață. Bă, că nu prea mai șterge bine. Mamă, cum arată mașina asta, intru cu ea direct în spă... Bine, dacă o fi spălătoria deschisă. Direct în spălătorie intru cu ea. Bă, oricum trebuie să găsesc și eu o parcare ca să arunc punga aia cu gunoaie. Că suntem oameni celivizați. Celivizați. Și nu le aruncăm pe stradă. Găsim o parcare cu un coș. Boss, trec și eu de tine, boss. Hai, lent. Range, range. Abia treci range. Hai de boss. Tugdum, tugdum, tugdum. L-am luat pe fraier. L-am luat pe fraier. Bă, și totuși suntem încărcați destul de mult. Bate vântul aici, mama, aici avem o coborâre de aia mișto așa, unde e un hău de ăsta mare. Sper să fie ok. Să nu fie zăpadă fix pe coborârea aia.
Opa, așa. Opa, așa și iar așa. Boss, dacă ai trecut pe lângă mine cu Citroenul ăla, mori. Cam aveai de gând să treci tu zrasa, măti, cu Citroenul tău. Treci acum dacă vrei, depășește. Cât ai ocazia. Așa, haide, du-te. Turbo, du-te. Fraților, că fix pe urcarea aia a rămas cineva, frate, acolo, se întâmplă ceva. Nu mai urcă, a? Sau urcă? Bă, frate, dar fix unde nu trebuie. Fix unde nu trebuie, vezi, dăm și noi pe manual. Să ne folosim de a noua, a opta. Și să ne lăsăm spațiu față de ăsta din față. 14% urcare. Dar văd că jos e uscat. Sau bine, cel puțin așa pare. Probabil alunecă totuși. Și asta nu e mare, cealaltă e și mai mare, mi se pare. Aia e de 12 parcă. Dar e ceva mai mare. Încă a urcat ușor, mă, ce ai. Ce s-o fi oprit ăla? Habar n-am. De nebun la cap. Vrea să ne încerce, să vadă, ia să ne mai ia din spate, să opresc sau vin după mine. Ia uite și pe ăsta unde a ajuns cu ea. Post, te mai scoate de acolo la primăvară. Băi, aici urmează o coborâre lungă și periculoasă. Așa că dăm pe manual. Încercăm să o ținem cât mai mult din în frână de motor. Uitați ce hău e. Și să nu mergem cu frâna apăsată tot drumul ăsta. Era că va trebui să tai puțin curbele. Dăm așa cu a șaptea. E ok. Așa. Vedeți ce hău? Hău, 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 mău, mău, mău. Asta nu ți-i dăm pe a opta. A șaptea e prea durată. Lăsăm să mai curgă. Mai ciupim și frâna. Bine, e uscat pe jos. Nu e vorba de asta, dar încălzim frânele. Mai ales că e destul de lungă coborârea. Așa, boss. L-am mai stricat eu aici, nu? Că mi-au venit într-o noapte niște oi din partea asta. Au coborât după câmpul ăsta de aici și s-au dus în prăpastia asta, nu știu unde s-au. Deci oile alea ori au murit, ori aveau ceva să meargă pe lângă. Era gardul ăsta rupt, că aici a fost închis drumul ăsta câteva luni bune, pentru că au reparat, s-a prăbușit ăsta așa aici. Și probabil s-a rupt și gardul. Și aici ați văzut că mai toate pășunile astea sunt îngărduite, îngrădite așa, cu gard. Și probabil s-a rupt atunci și de-aia au ieșit. E și foarte îngust drumul. Boss, dă-te mai așa, boss. Alba. Nelu. Alba, nu știu cât Nel. Nelule, dă-te mai așa, Nelule. Nu merge tu, doar tu pe tot drumul. Mamă, ce urs a făcut pe marginea. Cred că se surpă și la cât de curând. Da, și dăm și noi a noua. Că ni le cere. O cere pe viteză. Tot timpul aici am zis, bă, dacă scap fără oglindă luată de vreunul, înseamnă că conduc bine. Și
niciodată n-am lovit oglinda sau orice altceva pe aici. Chiar dacă e destul de îngust drumul. Cred că ne vedem cu Ionuț până oraș, până Harrogate. Dacă s-o descurca să vină până aici. Ar trebui să se descurce, că dacă intră pe acolo, după aia, dacă urmărește semnele de A59 Skipton, în momentul în care a intrat pe A59 ăsta, cu siguranță le reconfigurează să se ducă pe aici. Nici nu mă gândesc la altceva. Băi, mai avem o urcare, cred că asta din față. Aia care va ieși de 12%. Doar că asta de 12% mi se pare că e mai lungă față de aia. Adică aia e mai abruptă, dar e mai scurtă. Iar asta e puțin mai neabruptă, dar e mai lungă. Sperăm că urcăm fără probleme. Da, asta e. Îi dăm și noi tare, să avem inerție. Nu suntem încărcați foarte greu. 12,5 are. 12,5. Ok. Bă, am urcat forță, mă. Bine, aproape. Haide, fata mea. Dă-i cu a noua. Dă-i. Băi, că merge și cu a 10-a. Na, mă, că a urcat fetița. Și acum a noua. Este. Ce mașină are ăsta aici, frate, de-astea vechi. Mereu le-am văzut. Nu cred că vinde el vreuna de aia. Dacă aș avea undeva unde să o țin, aș lua o de aia. Un de ăsta very, very, very old. Bă, încep să o dau din ce în ce în răducioiu. Ar fi culmea, frate, n-am suportat în viața mea genul ăsta de persoane care o dau în răducioiu. Ar fi culmea să, chiar eu să încep să fiu așa. Cred că mi-aș da singur cu ceva în cap. Băi, am scăpat de tot ce era mai greu pe aia 59. Când stau și mă gândesc cât am suferit aseară, n-am putut să dorm, s-a legănat cabina aia cu mine de la vântul ăsta. Da, nici nu e neapărat că sunt figurant, dar nici nu mai sunt obișnuit cu dormitul în cabină, din moment ce de aproape 3 ani de zile dorm zi de zi acasă. E mai greu așa. Nu mai vorbim de igienă și de restul. Hai, fraților, în firmă să vedem ce ne mai dau ăștia să mai facem. Sper să-mi dea ceva pe acolo, pe lângă firmă. Și fără bătăi de cap. El era. Ionuț. Hai, că a nimerit traseul. Se duce pe unde se duce. Sper să se întoarcă și înapoi. La întoarcere mă gândesc, dacă se întoarce tot pe aici. Dacă o știi și el să urmeze traseul. Trebuie să-i dea o adresă de ceva de aici, dar nu știu ce. Cred că o să mă sune el și o să mă întrebe. Îl rezolvăm și pe el să ajungă acasă. Am ajuns noi în Harrogate, mai avem încă puțin tel până la garaj. Sunt curios de reacțiile ăstora. Frații mei peloponezi, n-am uitat de voi, doar că vă spun sincer, n-am prea mai avut chef de filmat nimic, sunt foarte obosit. Nu prea am dormit azi noapte. Băi, am ajuns în firmă și mi-au dat să vin aici la Heron Foods, la Melton, e aproape de Hull. Și acum mergem să încărcăm de la Caro Foods, întâi unde trebuie să dau cu spatele din stradă și unde sper să nu am vreo mașină parcată,
Că știți foarte bine că dacă ai mașină parcată, nu poți să... nu poți să bagi în curte la oia. Să sperăm că e tot ok. Bă, frate, bate un vânt. Bă, incredibil, frate, de tare. Deci, incredibil. Am venit aici cu un vagon foarte greu. Și să moară mă să dacă nu, de vreo două ori am simțit pur și simplu că îmi fuge vagonul. Am văzut cum s-a dat de cur într-o parte. Ia să vedem idee la ăștia. Yes. Adrian. Yeah. Hey, when you get to Hull, mate. Yeah. Yeah, ask for the Lord for Ham's Hall. He'll be bringing it back to Borough Bridge. Okay, okay. Right, cheers, mate. Cheers, bye-bye. Bye. Deci încărcarea pentru Ham's Hall. Huh. Am crezut că mă trimite pe mine să mă duc să o las pe undeva. Bine, am program până la 9, de bea ora 3. Deci vă dați seama că am timp să fac multe lucruri. Am timp să fac multe, multe lucruri. Și n-am condus nici mult, cred că am vreo 4 ore, a? Da, 4 ore. Până la ăștia fac 10 minute, în sfert de oră. Da, frate, și bate vântul foarte tare. M62 nici acum nu s-a deschis. Se pare că singura cale de acces de la vest la est este A59 pe zona aia, sau dacă nu, pur și simplu de la Manchester cobori în jos pe zi pe M6 și după aia A50 și ieși în M1. Deci alte soluții nu sunt de traversare pe acolo. Hai, boss. Hai, boasso. Boasso, moasso. Așa că mergem așa să încărcăm. Probabil locul de azi va fi foarte slab. Poate compensează cel de ieri. Poate compensează cel de ieri. Poate va aștepta și astăzi să rămână zăpezit. Cine știe ce aventuri. La la la. N-a mai fost să fie și mai bine pentru mine. Au, au, au. Băi, v-am zis, nu? Că m-am sunat și la să mă duc să-mi iau mașina mâine cu interiorul. O să vedem. Bine, mâine probabil va fi foarte frig. Nu știu dacă o să fac ceva pe la mașină. Poate îmi fac curaj și o spăl, dar eu știu ce să zic. Nu știu dacă o fi spălătoria deschisă, că n-am de gând să stau să bag carcherul în priză să stau să o spăl pe frigul ăsta, mai ales dacă bate și vântul. Aș prefera, dacă ar fi mâine de seara spălătorie să fie așa uscat, aș prefera să o spăl acolo, pentru că știu că nu se va murdări până acasă. Mâine cred că facem ceva vloguleț. Mâine cred că facem ceva vloguleț, pentru că aș mai avea ceva treabă prin Ripon. Mergem să facem... Merg să-mi fac încă o plăcuță de aia cu Tracker Boy, că aia n-am mai găsit-o, care am uitat-o în Scania, în S500, acolo a rămas. Chestia e că am mers ultimul cu Scania în perioada respectivă, eu am fost ultimul șofer care a mers pe ea, după care Scania s-a întors la Scania. Și de atunci le-am spus lor să întreb, au zis că au întrebat la Scania și au zis că n-au găsit nimic în mașină. Asta e. Mergem mâine, ne facem altul. Și mai facem o plăcuță surpriză. Mai facem o plăcuță mișto. O să vedeți voi cu ce. Și o să încerc să le țin pe amândouă la loc de 500 în parbriz. Așa că haideți la ăștia să vedem cum intrăm și ce încărcăm și când plecăm și pe dracu să-i piotru. Aș prefera să plec măcar pe la un 5 așa. Fac cam o oră jumate până în firmă.
pe la un 5-5 jumate, eu știu. Dar nu cred eu că mă ținește așa de mult aici. De obicei mai mult de o oră, o oră și un pic n-am stat niciodată aici. Dar poate am noroc de data asta. Oricum e vineri, e clar că nu o să mai fac altceva. De o morții măsii de treabă. Mi-a ajuns, am stat azi noapte boschetar. E vineri, frate, stau și eu iar două zile acasă. Nu mai stau cu emoții că nu sunt acasă și că poate naște pici. Mai ales că de weekendul ăsta intră în ultima săptămână de sarcină. Mamă, ce valuri sunt, frate. Mamă, ce vânt o fi. Clar că pe Humber Bridge e închis pentru camioane. Destul de des se întâmplă să le răstoarne pe pod camioanele aici. E foarte lung podul, pe care o milă, adică un kilometru jumătate. Și vă dați seama, e îndita de deschizătura. Ce-a făcut mă ăla? Și uitați cât e de deschis. Și vă dați seama cum bate vântul. Ne vedem acolo. Băi, mi-ar plăcea să mai fie unul aici la încărcat. A plecat unul, bine că a plecat cam de mult. Am plecat cam, cred că pe la un 1 jumate sau 2 din același loc de unde am descărcat și eu. A plecat și mă gândeam că poate vine și el tot aici. Ceam așa, să mai treacă timpul, știi? Să, totuși să nu mă trezesc că ajung în firmă pe la 6 și le mai vine lor vreo idee. De-aia trăznită, cum le vine lor de obicei. Bă, dar bate rău de tot vântul ăsta, frate. Rău, rău, nu așa. Ia să vedem, ca să vede de aici dacă e cineva, da. Este unul la încărcat. Iupii. Iupii, bupii. Iupi, bupi, iupi, rupi. Așa. Așa, așa, așa. Sper să am loc și o loc de parcare pe stradă. Și în sfârșit nu sunt mașini aici parcate. Incredibil. Boss, trec și eu? Mersi, mersi. Ești un scump. Ești un scump, dragul meu. Dankeschön. Dankeschön, schön, 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 bom, bom. Au, 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 au. Au, 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 au. Mă gândesc oare dacă nu era locul să iei să întorci, ce dracu făceai, frate? Băgai acolo pe blind side. Pe partea stângă. Dă-te chinuiei, dă-ți să lua. Cred că s-au gândit ăștia vreodată că strada asta aici va fi folosită pentru a întoarce camionul. Stai să ne băgăm și ne uite așa, cam după aici. Stai acolo, boss. Stai acolo, boss, că eu trebuie să merge pe trotuar, n-am ce să vă fac. N-am ce să vă fac. Uite așa, aici așa. Stăm și noi. Dragii mei, ne vedem la plecare. Cred. A plecat colegul și bag și eu la rampă. A plecat colegul și bag și eu la rampă. Cum era aia? Nu știu cum era la aia. O țigară mică de-aș avea. Aș face un joint aici și eu nu știu cum naiba să numea. Dar chiar cum era melodia aia? O floare, nici nu mai știu cum era. Să moară mă, să dacă mai știu ce cuvânt era. Ia mă să vedem, o băgăm și noi de aici și sau trebuie să mai facem una bucată manevră.
cam sui pe bordură? Mă cam sui. Asta e din cauza lenii. De-aia mă sui pe bordură. În cauza la lene. Dacă erau aici și am mașini. Marele fix. Mă băg în direct în rampă. Asta e că trebuie să deschid ușile. Doamne, ce tâmpit sunt. Mă duceam așa cu ea. Dar ușile e oha. Sufletul lui Avram Iancu, cine le deschidea? Hai să mă duc să deschid și ușile. Ușile nebunile. Dreaptă. Mai cu ușile. Sper să nu mai apă sus vântul cu tot cu uși. Detest vagoanele astea. Cred că v-am mai spus eu de ele. Ia uitați-vă și voi cât de greu să desfac astea. Și dacă clansonează ca să nu se lovească unul cu altul. Hai la rampas. Param, pam, pam, pas. Și după aia acasă. Hai acasă. Hai cu mine. Hai cu mine. Să mergem din la drum. Pam, pam, pam. Gil Dobrică n-a murit. Gil Dobrică e aici. Trebuie să mă trântesc prea tare. Eu oricum le trântesc pe toate. Gata, boss. Gata, bossul Lainan. Ne băgăm la somn. Ah. Frații mei peloponezi, păi am ajuns în firmă. Este ora 6. Asta înseamnă că avem vreo 10 ore de muncă, nu? Am spus la 8, da. Bine, 6 și 5. Rotunjim probabil până la 10 ore jumate. Problema e că o să mă duc și eu așa, ca nesimțitul, sus direct, cu actele făcute. Nu cred că ar avea ce să mai îndea. Vezi că așa, când neștiutor de cauză, știi? Mamă, s-a făcut un frig afară de mamă-mamă. Deci de mamă-mamă-mamă. Băi, sper să mai găsesc și eu niște ghiocei la supermarket, să iau și eu lupici, că dacă n-am fost acasă, n-am ajuns. 1 martie, oha, sufletul lui Avram Iancu. Mărțișor, oha, că aici nu se găsesc așa ceva. Bine, când am fost sâmbătă la magazinul românesc și am făcut cumpărături, am întrebat-o pe Pici. Pici, ți-ai mărțișoare după acum? N-a dat importanță. Și acum vreau mărțișor. Aha, sper să nu mai ia vreo răceală. Băi, a fost o săptămână epuizantă pentru mine. Pe bune. Și vă zic și de ce. Primele două zile, după cum știți, condus foarte mult, peste 700 km luni și marți. A urmat miercuri mai, să zicem așa, mai de doar, de fapt nu stai, miercuri a fost prima zi, nu? De cod portocaliu, drați la ce am luat acasă. A fost eroare și marți, și miercuri. Da, miercuri a fost eroare. Joi, ziua de ieri, ați văzut-o cum a fost, fantastică, am rămas și afară, n-am putut să ajung, înfometat, pe câmpuri, parcat și tot așa. Ziua de astăzi, să spunem, mai lejeră,
dar o meritam. Deci pe asta chiar o meritam să fie așa. Doamne, Dumnezeu, Doamne. Și cred că cam așa se încheie vlogul. Avem de scos 20 de lire. O să-i scoatem, pentru că noi trebuie să mergem la Pele să scoatem mașina. Și va trebui să plătim, bineînțeles. 18 și 15. Și va trebui să plătim, evident. Așa că toate economiile de până acum mâine vor dispărea. Vom începe de luni altă economie să facem. Vă punem și noi că am terminat la 18.30, asta înseamnă 10 ore 30, condus, astăzi am condus 5 ore 48, cu 5 mai mult decât ieri. Bine, azi am făcut mai mulți kilometri probabil, ieri am făcut 202 și acum am 580, asta înseamnă 378 de kilometri, nu? Cam așa, o să scot eu un bon acum. Dragii mei, asta a fost săptămâna de muncă. Luni 13:30, marți 14:00, miercuri 15:00, joi 13:00, azi 10:30, nu muncim în weekend. 02. Nu muncim, că așteptăm pe Eva să vină. Băi, cred că săptămâna viitoare va fi momentul decisiv. Emoții mari. Ne vedem mâine la vlog. Asta a fost săptămâna mea. Dați voi cu share pe unde puteți la video ăsta. V-am pupat, v-am salutat. Ceau, pa, ne vedem mâine la vlog.